să începem cu primul proiect inclus pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Stoian Dorin Cătălin. Domnul consilier județean a adus la cunoștință în data de 12.08.2019 Consiliul Județean Ialomița faptul că începând cu data de 1.09.2019 demisionează din această funcție. Ca atare, Consiliul Județean va lua act prin hotărâre și așteptăm propunerea Partidului Național Liberal pentru următorul consilier. Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției președintelui Consiliului Județean Ialomița numărul 404 din 23.08.2019 privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor și aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița pe anul 2019. Prin această hotărâre de Consiliu se validează dispoziția mai sus amintită și se majorează bugetul propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor pe anul 2019. La partea de venituri, bugetul actual se majorează cu suma de 3.643.000 lei, constând din suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 3.217.000 lei, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 419.000 lei, majorarea donațiilor și sponsorizărilor cu suma de 7.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează creditele bugetare cu suma de 3.723.000 lei, astfel, cheltuielile de funcționare ale autorităților executive cu suma de 419.000 lei, cheltuielile de funcționare și dezvoltare ale autorităților executive executive destinate protecției civile cu suma de 43.000 lei, respectiv pentru suplimentarea sumelor destinate achiziționării celei de-a doua motopompe și a 2.000 metri liniari de furtun tip B cu racord. Suplimentarea alocărilor bugetare destinate implementării programului pentru școli al României, produse panificație, lapte și fructe, cu suma de 3.217.000 lei. Majorarea alocărilor bugetare, atât pentru componența medicală, cât și pentru componenta de asistență socială, din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg, cu suma de 315.000 lei. Majorarea cu suma de 7.000 lei a cheltuielor de hrană ale DGASPC Ialomița, pe seama donațiilor și sponsorizărilor încasate până la această dată. Mai sunt suplimentarea cu 880.000 lei a cheltuielor neeligibile alocate proiectelor restaurare și conservare Biserica de Lemn Sfântul Nicolae și reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomei, diminuarea creditelor bugetare alocate acțiunilor cu caracter specific, științific și social-cultural cu suma de 273.000 lei și anularea creditelor bugetare în sumă de 120.000 lei aferente obiectivului de investiții, studiu de trafic pentru identificarea și evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților. Sunt colegii din instituție aici, dacă doriți și aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2019. La venituri se suplimentează bugetul cu suma de 17.054.000 lei, după cum urmează. Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate plus 15.371.000 lei. Venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat plus 443.000 lei. Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală plus 537.000 lei. Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate plus 701.000 lei. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, plus 2.000 lei. La cheltuieli intervin majorările de credite bugetare în cuantum de 17.054.000 lei, după cum urmează. Suplimentarea cheltuielor de personal cu suma de 10.329.000 lei,
majorarea cheltuielor cu bunuri și servicii pentru asigurarea funcționalității unității cu suma de 5.111.000 lei, suplimentarea sumelor alocate pentru alte cheltuieli cu suma de 805.000 lei și majorarea cheltuielor de capital cu suma de 809.000 lei. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița în domeniul privat al județului Ialomița în vederii scoaterii din funcțiune și desființării. Consiliul Județean Ialomița deține în inventarul domeniului public bunul imobil cu denumirea Canton Amara, identificat în cartea funciară numărul 23252 la Amara. Urmare efectuării expertizei tehnice s-a constatat, ținând cont și de durata de funcționare de aproape 50 de ani a construcției, starea avansată de degradare a bunului imobil susmenționat. Conform concluziilor domnului inginer, din raportul de expertiză tehnică a clădirii, Centrul Multifuncțional Amara, imobilul nu mai poate fi utilizat în starea actuală fără măsuri de consolidare semnificative, ceea ce implică costuri ridicate. Soluția propusă de către expert este demolarea acestuia, drept urmare propunem trecerea bunului imobil Canton Amara din domeniul public al județului Ialomița în domeniul privat al județului Ialomița în vederii scoaterii din funcțiune și desființare. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița numărul 52 din 26.04.2018 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița cu modificările și completările ulterioare. Aici este vorba de introducerea în domeniul privat al județului Ialomița a trei semne indicatoare de județ, situate în intravilanul orașului Fierbinți Târg, sat Grecii de Jos, în extravilanul comunei Gârbovi și în extravilanul comunei Sălcioara. După introducerea în lista bunurilor aflate în domeniul privat al județului Ialomița, aceste panouri urmează ca datorită stării avansate de degradare să fie scoase din funcțiune și desființate conform legislației în vigoare, urmând să se achiziționeze serviciul de proiectare, faza studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, semnale simbol de marcare a intrărilor ieșirilor din județ, care vor avea o formă și aspect unitar. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil, motopompă Novus 2000 PSI, aflat în proprietatea județului Ialomița. Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării, se propune constatarea apartenenței la domeniul privat al județului Ialomița a bunului mobil, motopompă Novus 2000 PSI, având datele de identificare din anexă și darea în folosință cu titlul gratuit a acesteia către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Catargiu Ialomița. Proiect de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale aferent obiectivului de investiții, realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul OAT-urilor din județul Ialomița. Prin realizarea trotuarelor și a pistelor pentru biciclete se vor asigura condiții corespunzătoare pentru deplasarea în siguranță a pietonilor și bicicliștilor. Acest fapt ducând la scăderea riscului producerii de accidente rutiere datorită circulației pe partea carosabilă a drumurilor. Este vorba de o lungime de 225 de kilometri, cu o lățime de 2 metri, o suprafață de aproximativ 450.000 de metri pătrați, cu un preț de aproximativ 60 de lei pe metru, o valoare de aproximativ 27 de milioane de lei, inclusiv TVA. Sigur că valoarea optimală se va stabili la faza de proiectare, studii de fezabilitate și DALI, iar valoarea corectă a lucrărilor se va stabili la faza de proiect tehnic. Proiect de hotărâre numărul 8, proiect de hotărâre prin aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții, realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul OAT-urilor din județul Ialomița. După cum știți, prevederile hotărârii de guvern 907 includ ca și documente
anterioare studiul de fezabilitate, acest studiu de temă și tema de proiectare pe care noi le vom supune aprobării Consiliului Județean Ialomița. Proiect de hotărâre numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor a doi membri ai Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri S.A. Societatea Drumuri și Poduri S.A., având ca acționar unic județul Ialomița, are ca organ de conducere Consiliul de Administrație format din trei membri administratori neexecutivi. La data de 27.08.2019, mandatul de administrator neexecutiv al domnului Cană Gheorghe și al domnului Tibadaru Mircea a încetat. Aceștia, înaintând la data de 28.08.2019, adunării generale acționarilor a SC Drumuri și Poduri, solicitări pentru reînnoirea mandatelor. Dacă doriți informații, este aici domnul director Cristi Stan, o să la dispoziție. Proiect de hotărâre numărul 10, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia pentru anul școlar 2019-2020. Proiect de hotărâre numărul 11, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul 2019-2020. Proiect de hotărâre numărul 12, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița pentru anul școlar 2019-2020. Și proiectul de hotărâre numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT plus DE, pentru obiectivul de investiții modernizare drum județean DG203. E Căzănești-Cocora, de la kilometru 0 la kilometru 12 plus 800.